Salutare România, salutare YouTube, eu sunt Xali și bine v-am găsit la un nou episod din Conan Exile. Fraților, înainte să începem episodul v-aș ruga din suflet să dați și voi acolo un like, pentru că știu că vă place seria asta de Conan și m-aș bucura foarte tare dacă am continua-o. Așa că v-aș ruga din tot sufletul să dați și voi acolo un like și un comentariu, da? Bun, fraților, deci, va trebui să o luăm de la început, pentru că serverul pe care ne-am jucat noi primele două episoade s-a dus pe apa sâmbetei, nu știu ce s-a întâmplat cu el, s-a închis, la revedere, pa, nu știu ce s-a întâmplat, pur și simplu nu mai este deschis și na, aia va trebui să o luăm de la capăt, da? Da, nu e asta o problemă, că o rezolvăm. O luăm de la capăt, frumos se legăm, am ce m-am speriat, ce-i cu ăsta, pot, urât ești maică. Așa că, hai să ne apucăm de treabă, nu? Zic eu, să facem un pic de level, să refacem un item 2, 3, 4, 5. Ne-am asigurat că domnișoara noastră este îmbrăcată destul de decent, ca să nu avem surprize. Să nu zic că YouTube-ul, alo, 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 gara, ce se întâmplă aici? Bun, ia uite pe băieții ăștia ce se odihnesc aici la soare. Să perpelesc frumos acolo și pe stânga și pe dreapta și pe față și pe spate. Și hai să mergem să ne găsim un loc de bază. Un loc de bază pe care eu sincer mi l-aș dori undeva prin zona asta pe aici, deoarece în zona asta aici avem foarte mult iron aproape și de asta mi-aș dori să mergem în zona aia acolo. Așa că trebuie să ne apropiem de băiatul la care tot urlă aici. Uite-l acolo așa, o stâncă. Eu nu știu dacă are relevanță, dacă trebuie neapărat să interacționez cu scena aia, dar da. Mergem ca să fie totul bine. Uite, uite un Horia Brinciu aici. Salut, Horia Brinciu. Hai să luăm și niște Horia Brinciu de pe jos, că ne trebuie... Uuuu, urât faci, maică! Tu de aici! Tu de aici! Așa, bun, frumos, pac, pac! Bă, sincer îmi pare rău că am pierdut seria aia. Că dacă e cumva să revină serverul, nu știu ce să zic, să o reluăm sau să nu o reluăm. Serverul ăsta este X3, deci ne vom mișca destul de repede. Mai să băgăm în atribute pe aici. Hai să băgăm un pic în asta și în grid ca să ni se ducă stamina puțin mai greu. Și hai să ne îndreptăm. Bă, stai așa, să ne facem în prima fază, hai să ne facem niște hăinuțe. Craft. Craft. Bam. Și bam. Bun, totul este ok. Putem să ne facem și un de ăsta? Putem. Și un pickaxe, un pickaxe nu, că ne mai trebuie Horia Brinciu. Bun, hai să ne îndreptăm spre zona unde o să vreau să-mi fac baza și să ne apucăm de treabă, fraților. Hei, am găsit albine așa de repede, what the fuck? Nu, să-i bine. Uite Horia Brinciu pe aici. Putem să luăm și niște lemn pe aici, dar nu, deocamdată nu e nevoie. O să-mi iau niște de-astea și niște piatră ca să-mi fac o sabie. N-am învățat sabia? N-are nimic, o învățăm acum. Uite aici, facem scutul și sabia. Bun. Facem scutul și sabia, sabia craft și scut. A, la scut ne trebuie de asta altul. N-are nimic. Bă, dar hai să-i dăm viteză deocamdată, că nu stau să mă chinui pe aici. Hai să-i dăm viteză. Să mergem în partea cealaltă și să ne ocupăm de ale noastre, practic și teoretic. Da? Alo! De unde faci gălăge? E fier aici sau mi se pare mie? Nu, aici e o nebunie de-asta. Dai să calmează țâțele un pic. Mamă, câta baza și-a făcut ăla sus acolo. What the fuck is this? Deci fiți atenți la băiatul ăla. Bă, dar cum s-a urcat nebunul până acolo sus? Și cum am mai făcut rost de materiale? Deci uitați-vă și voi. Prea tare, o să mă atacă? Bă, că nu mă atacă. De ce nu mă atacă, boss? Da, nu știu de ce nu mă atacă. Probabil este decât un anumit timp în care poți să faci
raiduri. Mau, asta nu e bine. Mamă, uitați cum arată apa. Ha! Altceva, tati, cu un PC mai forță. Mai forțini un pic așa, hai să facem niște apă. Așa. Oho, avem de mers. Bun, hai că ne vedem acolo când am ajuns la locul faptei. Ajuns în zona asta aici, dar sincer să fiu, nu-mi face cu ochiul nicio zonă de asta unde aș putea să-mi fac o bază. Pe aici sunt destul de mulți băieți care și-au făcut bază prin zona asta. Și acum nici nu știu unde aș putea să mă bag și eu. Deci pe insula asta sunt cred că vreo 3 sau 4, e unul sus acolo dacă îl vedeți. Ho, stai că varanul ăla nu... Nu e ok aici. Să mă duc pe partea asta, uite și acolo are un băiat o bază. Deci e cam full aici. Cam full de băieți. Ia să vedem, uite e un băiat și acolo cu o bază. Deci n-aș vrea să mă pun nici foarte... Bohoho, ia uitați bază mare acolo. Acolo este o bază imensă. Nu vreau să mă pun în fața lui, că băiatul ăsta, dacă avansez un pic, sigur vine peste mine. Și eu dacă sunt mamă, dar și-a făcut-o băiatul pe o bază, nu glumă. Uite și un căluț aici, e bine de știu că în zona asta și sunt și căluți. Să mergem pe partea asta la altă, să mergem de gen undeva în zona asta. Hai să mergem acolo să vedem. Dar acolo nu știu dacă am eu prea mulți copaci. Și asta este o problemă, copacii sunt o problemă. Uite, băiatul și-a făcut aici, uite, mai băzău. Frumos. Unde aș putea să mă bag eu? Ca să nu-mi iau raid repede. Să fiu și aproape de... Uite, cred că în partea asta undeva aici. Să fiu și aproape de resurse, de majoritatea resurselor. În principal vreau să fiu aproape de fier. Pentru că e singura resursă care mă interesează. Deci fierul avem nevoie de el. Și o să-mi plasez baza ținând cont de chestia asta. Mamă. Haide bă să ne punem aici, mamă, dar mă vede la de pe partea alaltă. Direct în fața lui. Direct așa îi fac cu ochiul, cum să vină el să mă... Ia uite, e și un băiat aici. Bă, da, e dificil. E dificil pe serverul ăsta cu postul bazelor. Serverul e destul de populat și de aceea se întâmplă asta. Uite, ia să vedem pe aici, pe undeva putem să ne punem și noi. Fără să deranjăm pe nimeni. Bă, cred că aici e ok. Cred. Vine noaptea, te rog să nu zici că vine noaptea. Și ce n-avem noi aici? Cred că piatră. Ha? Sau avem? Facem un pickaxe. Hai, acum putem să facem. Bun. Almost. De ce se întunecă așa? Păi, dăm brightness-ul mai mare, settings. Gama un pic mai mare.
Așa. Prea s-a întunecat și nu sunt de acord cu treaba asta. Ne punem să farmăm și niște piatră. Să ne apucăm frumos de... Nu prea avem piatră aici în zona asta, adică trebuie să va trebui să mă duc puțin mai sus după piatră. Da, n-are nimic, nu-i problemă. Nu e o problemă chiar atât de gravă. Acolo nu vreau să mă duc. Că acolo sunt băieții veseli și o să își dorească lucruri cu mine, dar eu nu vreau. Să-mi doresc niciun lucru cu ei. Deci putem o să... Păi, dar ce s-a... E enervantă ploaia asta, că s-a întunecat destul de tare. Ne facem aici baza, mă? În gaura asta? Bă, boșilor, arată destul de bine aici. Cred că aici ne băgăm, fraților. Cred că aici ne băgăm și ne punem baza. Gata, m-am hotărât. Bă, la vine noaptea sau nu știu ce. Mai băgăm niște atribute. Vreau să bag un pic în asta să putem căra mai mult. Da, vine noaptea. Mamă, vine noaptea și eu nu mai văd nimica. Iha! Cât durează noaptea pe serverul ăsta? Sper că nu prea mult. Bun, hai că revenim după ce trece noaptea. Bun, hai că s-a făcut ziua. M-am urcat aici sus că mă atacase un... Uite băiatul ăla de acolo mă atacase. Hai un pic să-i arătăm cine suntem noi lui băiatul ăsta. Ca să ripă noi și noi e frumos. Hai să ne facem un de ăsta. Dar nu pot? Ba da pot, dar ne trebuie niște... Hai așa. Uite, ne trebuie niște de ăsta. Fole pe toate. Bun, și hai să facem și un scut. Ca să-i arătăm noi lui băiatul ăla cam cum stă treaba. Poate mă bate. Să nu dai tare, mami. Gata? Nu, de ce nu l-a făcut? Care l-a făcut? 5. Hai da, boss! Bă, tu ești mecher, mă? Vii la mine până când e întuneric? Ia-o! Ia-o pe asta! Ia-o pe asta! Alo, alo, ușor! Ioo! Ești cam agresiv tu așa de felul tău! Ia că acum nu mai e întuneric și te văd! Ai venit tu pe întuneric, ai zis că ești mai negru așa și te camuflezi, a? Na! Ești tăten floși pe varză și pe mozzarella. Bun, l-a rezolvat pe băiatul ăsta. Nu o să ne mai deranjeze. Hai să ne apucăm frumos de bază. Bun, bază. Trebuie să ne facem un ciocan în prima fază. Bază, trebuie să ne facem un ciocan în prima fază. Am făcut și o rimă. Așa, și ce vrem noi să ne facem? De ce nu pot? A, ba da pot. Ce ai făcut? Tu-i du-te la mami, ce spui mie? Așa. Bun. Hai tati, du-te de aici. Hai să facem toate astea să fie frumos și bine. Hop, de aici de ce nu merge să pun? What? De ce nu mă las să pun aici? Ok, nu mă las să pun acolo. Interesantă treabă, dar nu înțeleg de ce. Păi atunci n-ar nimic, o facem așa. Ce ne mai trebuie? Du-te de aici cu ăla. Deci ne mai trebuie așa, ne mai trebuie piatră și lemne. Ce s-a auzit? Mă atacă cineva? Eu tot pot să am... What the fuck? Ce faci, tanti? Te-ai aruncat de pe... De pe... S-a țăpat asta de pe... Stânca aici, nebun? Hai că-ți dai, o să ai. Au. Gata, calmează-te. Alo. Ușor am spus. Vreau asta, asta nu-mi trebuie. Stone cube. Că nu mă pasionează. Bun! Hai, vă mai țăpați vreunul de pe stânca aia? Nu vă mai țăpați, nu? V-ați calmat. Bun, aia îmi doream să vă calmați.
că nu am chef de voi în momentul de față. Bun, deci aici suntem destul de bine. Avem și lemn, avem și piatră. Eu zic că ne-am pus destul de binișor. Cred că era mai bine dacă ne puneam noi... Ah, de fapt nu. Mă gândeam că e mai bine să... Era mai bine dacă ne puneam mai lângă stânca aia. Dar eu zic că e destul de ok și aici. N-arată rău poziția noastră nici aici. Suntem un pic mai feriți așa de lume. Spatele la stâncile astea de aici. Și să sperăm că nu o să ne luăm un raid chiar atât de rapid. Rapid giulești. Hai da. Dăm frumos cu pickaxe-ul aici. Spargem petrilii. Perfect. Și hai să ne apucăm să mai facem câte ceva. Bam, bam, bam. Bă, dar mă enervează că nu mă... De ce nu mă las să pun aici? Joc, idiot. Nu vreau, mă, ești nebun. Uite, aici mă lasă. Și aici la fel, aici nu mai vrea. Ia uitați. Nu știu, are o mintea lui jocul ăsta. Păi atunci stați așa că facem așa. Dar nu vreau să mă mai duc mai încolo. Dacă nu mă lasă, nu mă lasă. Și ne ducem în partea asta dacă e. Nici aici nu mă lasă. Ba da, aici mă lasă. Dar de ce pastele a pus mai... Stai așa că nu-i bine. Stai așa că nu-i bine că pare le-a pus mai sus decât trebuie. Of, viața mea, of, inima mea, nu mă mai lasă să mai pun de-astea. Bă, știi ce? Așa o fac. Nu mai stau să mă chinui așa direct. Punem o dasă de ușă, uite aici. Așa, și acum punem pereți. Perete. Așa, frumos, bam, bam. Spunem că mi-ajung materialele să-mi termin casa, că dacă nu o să fiu foarte dezamăgit de treaba asta. Momentan o să ne facem o casă destul de micuță. Până ne facem noi un pic mai puternici. Ia uite, loc, că nu mă las. Pune o aici. Incredibil jocul ăsta. Nu vrea. Să distrugem și pe astea. Dacă nu vrea, n-ai ce să-i faci. Bun, am făcut bam-bam în partea asta. Hai să ne trântim un pat aici. Ca să avem un punct de spawn. Așa, asta o să-l punem, uite, aici după ușă. După ușă? Nu, îl punem în mijlocul casei aici, ca să nu ne deranjeze cu nimica. Așa, o ușă frumos, elegant. Putem să ne facem și noi o ușă. Ia uite ușa. Bun, și acum hai să ne dăm, să ne tragem un acoperiș. Perfect. Nu știu ce se întâmplă. Ce ne mai trebuie? Nu mai avem piatră. Hai să mergem să luăm piatră. Lemne nu știu dacă mai avem lemne. Dar o să mai trebuiască și niște lemne să mai luăm. Ne facem noi după aia, rezolvăm noi și cu baza, o ne lățim noi, nu-i problemă. Măcar acum să ne facem partea de jos, că după ne facem noi mai mare baza. Deci nu e panică, man. Așa. E nașpa că sunt ăștia lângă mine aici și o să mă tot freci la melodie cu atacurile lor. Dar e rezolv eu, vă băieți. În momentul în care îmi fac un sclav 2-3, o să se rezolve și problema asta. Mi-am pus aici și un... cu gândul că, gen, dacă o să tot se spameze ăștia și sclavii mei o să-i omoare, sclavii mei o să facă level. Acum, sper să nu se spameze aici de ăștia mai șmecheri și să-mi omoare sclavii, că atunci nu o să fie bine. Da, cred că dacă îmi fac un prim sclav o să-l bag în casă.
O să-l țin afară. Ca să mi-l omoare băieții ăștia. Păi ați văzut, sunt destul de agresivi acum la început. Bine, și noi suntem level mic. Și sar băieții pe noi imediat. Nu stau la discuții. Așa. Bun, perfect. Așa, mai departe. Hai să vedem ce mai avem noi pe aici. Hai să facem asta. Da, da, și ăsta de sclavi. O să putem să luăm un sclav dacă e la un moment dat. Ce mai avem noi pe aici? Uite fornalul, care ne trebuie. O scară și ăsta, o torță, un pad ăsta mai șmecher. Așa, o să-mi iau deocamdată doar ce-mi trebuie. Asta e, ăsta e ăla de cai sau care? Ăsta mi se pare că e. Dar deocamdată o să trebuiască să ne facem, să mergem după Iron. Așa, ia să vedem, bam. 6 crafting, putem să ne facem dăsa? Unde este un smithy? Uite aici, ce ne trebuie? Ne mai trebuie piatră. Hai da! Hai da, bossule, să luăm piatră. Păi e bine că piatră avem suficient în zona. Deci avem mai ales și pe lângă casa noastră avem destul de multă piatră. Ceea ce e bine. Așa frumos. Mai avem pe aici. Băieții ăștia au rămas aici decedați? Da, se pare că da. Mai sunt pe aici băieți care se pot ataca, deocamdată nu. Bă, da, ploaia asta, ce cu atâta ploaie pe serverul ăsta? Neașteptat de multă ploaie. Mamă, hai că deja avem extraordinar de multă piatră. Și în curând n-o să mai putem să ne mișcăm. Așa. Gata, l-am tras și pe furnal, dar o să-l punem mai în mijloc aici. Bam. Ce mai putem să ne facem, ia să vedem. Da, ne trebuie asta. Facem și pe asta mai așa un pic. Perfect. Asta deocamdată nu o să mă bag, o să mai trebuiască ăsta și cu ăsta, dar ce nu avem? Ok, bun. Trebuie să mai mergem să mai facem roșii niște de astea ca să putem să ne facem ăla de scos leather. Hai să stăm bătă aici, bam. Am mai făcut un level. E bine că facem levelul destul de repede. Nu știu cât de ăsta îmi trebuie, dar o să iau mai mult, că oricum... Aici pe niciodată nu ai destul de materiale sau iei ceva în plus. Niciodată nu iei în plus, pentru că o să ai nevoie la un moment dat de toate chestiile astea de pe aici, de prin jur. Stai că au obosit asta mică. Hai da, boss. Așa, și hai să vedem. Am zis 6 odată, F și ne trebuie ăsta, da? Ăsta e destul de măricel. O să-l punem noi pe peretele ăsta altă. Mamă, da, deja începem să ne aglomerăm aici. Sincer să fiu, o să-l dau mai încoace. Bun, perfect. Așa, F, ce mai putem să mai facem? Uite ăsta. Ăsta o să-l vreau că... O să avem nevoie și blacksmith-ul, trebuie să-l punem undeva și pe ăla. Așa, și blacksmith-ul unde e? Smithy, uite-l aici. Ce ne trebuie? Iron bar, dar deocamdată n-avem. Și ăsta ce ne trebuie? Tot iron bar. Bun, bun, bun. Gata, boss, dispari.
Păi bun, hai să îl băgăm pe ăsta să facă niște cărămizi până ne ducem noi după niște iron. Așa, și hai să ne tirăm un pic după iron. Pe aici prin jur știu sigur că nu este, dar mergem destul de repede. Uite un căutant aici care e posibil să ne atace mai devreme sau mai târziu. Dar nu avem nimica cu ea, o lăsăm în pace momentan. Momentan, mai târziu vedem noi cum ne duelăm noi cu toți băieții ăștia de prin jur de pe aici. Da, puteam să fac un chest să las albinele alea. Hai să băgăm și noi niște gândaci. Așa, perfect, gândacii e preferații mei. Cum s-ar zice. Așa, și hai să mergem după fier. Da, ok, haideți că am ajuns la fier, l-am găsit deja. De exact în zona unde știu eu că este foarte mult fier. Haideți că să vă arăt și vouă pe hartă, uite aici în zona asta avem o grămadă de fier. Pentru cei care nu știu. Dar dacă cine joacă jocul ăsta de mult știe, dar poate sunt băieți care vor să se apuce acum de el. Și la început și mie mi-a fost foarte greu până mi-am dat seama unde sunt spawnurile de fier. Acum pe serverul unde jucam eu, spawnul era destul de mare, adică făceam foarte repede. Adică spărgeam de aici și, nu știu, la un 10 minute apărea înapoi. Deci nu aveam probleme cu fierul. De aici trebuie să urcăm sus. Că mai avem aici niște fier. Ia uitați, fier la discreție, băieți. Băieți și fete, ia uitați. Bam, bam. Dai să mai băgăm un pic, că vreau să car mai mult fier. Vreau să plec cu ceva cantitate de fier de aici. Și o să vreau să bag... Așa. Hai, s-a stricat pichetul, what? Ah, nimic, ala reparăm. Îi dăm reparii și rezolvăm problema noi. Gata? Așa, bun. Vreau să plecăm cu cel puțin 1000 de fier de aici. Hai că am luat și piatra, n-are nimica. Piatra o să o arunc pe... A? Sau nu știu, stai să vedem. Să vedem cum stăm cu fierul. Suntem la jumătate, deci suntem la 500, 600. Și mai avem pe partea cealaltă. Deci este suficient fier aici. Am mai văzut eu când veneam încoace două spawnuri de fier, dar sunt mai departe de aici și n-are rost. Dar eu zic că cu fierul pe care îl avem aici suntem mai mult decât ok. Hai PC, urcă-te sus. Atacă ceva? Da, uite fraierul ăla. Hai da boss, lasă-mă în pace că n-am treabă cu tine. Deci fiți atenți că plecăm și cu fier și cu o grămadă de piatră. Bă, urcă-te mai sus. Așa, pisi. Aaa! Potolește-te că vin și îți dau una. Deci ăștia m-au văzut și se tot agită pe aici pe lângă mine. Dar nu vreau să cobor acum să mă bag cu ei că... Nu ăsta este... Interesul meu în momentul de față. Interesul meu este să facem rost de fier și să ne tirăm cât mai repede de aici spre casă. Sper că pot să iau tot fierul ăsta de aici și nu sunt nevoit să arunc piatra. Hai că putem. Se poate, se poate. Oh, avem și 800 piatră, sunteți nebuni. Avem 1200 fier aproape și 800 piatră. Mai e fier aici? Mai este. Oh, păi lejereanu, tati, lejereanu. Ajungem imediat la progresul pe care îl făcusem pe celălalt server, deci nu e panica.
Gata. Ha? Sau mai merge să mai luăm una? Hai să vedem. Încercăm. Dacă nu, mai aruncăm niște piatră. Gata, gata, nu mai luăm nimica. Nu mai luăm că îi avem și pe băieții ăștia agitați în jurul meu aici. Mamă, ce-mi place să mă dau așa jos de pe... Hop, bun, perfect. Bun, păi hai că mă... Ok, deci fierul este relativ aproape de casa noastră. Nu e chiar așa mare panică. Deci ne-am așezat, eu zic că... Aoleu, stați așa că e tantia asta aici. Și o să devină arțăgoasă dacă ne apropiem mai mult de ea. Uite, s-au spamat, cred că și ăștia la loc. Tanti, lasă-mă în pace, că nu vreau să mă bag cu tine. Uite, au apărut și băieții ăștia înapoi, dar nu-i problemă, că intrăm în casă și nu știu dacă... Sper să nu poată intra ăștia peste mine. Pentru că am mai jucat pe un server și băieții ăștia puteau să intre peste mine în casă. Ceea ce nu era foarte mișto, sincer să fiu. Bun! Bă, eu zic că ne-am mișcat destul de bine. Ne-am mișcat destul de bine, avem și aproape 600 și ceva de iron bar-uri care trebuie să se facă. Ia să vedem noi cât ne costă o dată, poate facem și un sclav. Adică nu îl facem astăzi, dar ne pregătim cel puțin de unde s-a de sclavi. Nu uite aici, aici. Ăsta ne trebuie, ce ne trebuie? A, 50 iron bar, ne trebuie niște lemn, 200 wood. Păi, hai să facem rost de wood și de astea până se face iron bar. Oricum mai durează până se face iron bar, dar măcar, hai văd, ce e aici sus? A, era o de aia de aloe vera și m-am speriat de ea. E bine, ce să zic. Horia Brinciu luăm grupa mare, o să ne trebuiască Horia Brinciu în momentul în care o să ne dăm upgrade la scule. 258, o să mai iau pentru că v-am spus, niciodată nu este prea puțin. Bă, aș vrea să mă duc un pic în partea asta aici să vedem dacă nu cumva mai avem niște fier și prin zona asta. Cum ar fi? Cum ar fi, fraților, să mai avem niște fier pe lângă casa noastră pe aici? Eu zic că ar fi super mișto. Pentru că știți de ce zic asta? Ia stați așa. Uitați-l, vedeți pe băiatul ăla de acolo? Uite băiatul ăsta de aici. Ăștia de obicei sunt în jurul minereurilor de fier, cam pe acolo. Deci cam pe unde am găsit ăștia, am dat și de fier. Și... de asta mă întreb, oare nu cumva este și fier sau cărbune pe aici prin zonă? Ia să mergem noi un pic mai în față, dăm așa un scouting micuț. Eu avem o bază aici. Oh, hai pisi, urcă-te sus. E o bază, opa, ce e aici? Mamă, încă o bază. Mama, asta e o bază raidată? A, nu. Sau? Așa pare. Da, e o bază raidată, what the fuck. Sau nu e? Nu știu. Dar seama, dacă mă apropii de ei, îmi dau damage? Nu. Aia, am crezut că îmi dau damage. Acum nu-mi dau seama dacă asta e bază raidată sau nu. Pare raidată. Bă, dar fiți atenți! Fiți atenți la băiatul ăsta cât de mișto a făcut-o, nici măcar nu se vede. Dar bănuiesc că era data asta. Cred că a avut acoperită tot cu ăsta și nici măcar nu o distingea ei de la distanță. Nu se distinge, zici că e piatră, uite dacă își pune așa acolo bam bam bam. Zici că era piatră, mamă ce mișto. Mișto baza. Acum nu știu eu dacă aș putea să o iau eu pe aia, o să vedem în viitor dacă nu cumva aia e o bază abandonată și aș putea să o iau eu. Chiar arată foarte bine. Ia, putem să facem noi un scouting mic aici să vedem despre ce e vorba? Bă, că părinții ăștia cred că am ucit băiatul ceva la ei, că sunt de aia, cred că maxim. Și ce nu avem noi pe aici, pe lângă noi? Apă, dar e relativ și aia, relativ aproape. Ia. Nu-mi dau seama, nu văd niciun chest sau ceva. Uite aici.
poate sare ceva pe mine și mă atacă. Vă dați seama că eu n-ar trebui să fiu aici, nu? Mamă, ce e aici, băiat? Ei, uite, are de-astea. Nu cred că pot să-i fur astea. Deci astea de aici pot să-i le fur? Da, fraților, uite, pot. O să-i le iau. Ce s-a auzit așa? Așa, ce mai e pe aici? Bun. Uite aici niște fier. Bă, da, asta așa și l-a lăsat el sau ce, what the fuck? Nu știu ce sunt astea, aici e o poartă, deci aici nu se poate intra. Ok. Hai să vedem dacă mai reușim să mai scoatem ceva de pe aici. O, nu. Poate pare că nu mai are nimic, a? Bă, dar totuși am luat ceva de la el de aici. Ok, ce-i asta? Mamă! Asta e de la bănuiesc, înțeles. Dacă mă sui aici mai pot să mai ies? Pot să ies, că mă cațăr. A, și are o ușă aici. Nu e, mă, nu era dată baza. Nu era dată baza. Mamă, dar ce bază șmecher are omul. Prea șmecher, prea ca la țară. Ia uitați, frumos. Hei, am făcut și noi rost de un pic de... Hai să ne tirăm mai repede de aici. Cum? Stai, mergi pe... Așa. Pe ciuci. Și hai să ne tirăm de aici, să nu vină băiatul... A cărei bază îi aparține și să ne rezolve. Da, cam asta a fost episodul, fraților. Nu uitați să dați și voi acolo un like, un share, un subscribe. Eu sunt Tixali și ne vedem data viitoare. Ceau, ceau, prieteni, v-am pupat.